Pentru că este o rugăciune de creștere duhovnicească, este o rugăciune de pocăință, este o rugăciune pe care o spun cei care au pornit pe calea credinței, deci care se află în războiul duhovnicesc pentru dobândirea virtuților, care urmăresc să participe la patimile și la învierea Mântuitorului și care sunt conștienți că viața creștinului este o luptă cu patimile, o luptă cu neputințele, o luptă cu răutatea, o luptă cu cel rău. Și această luptă cu cel rău o duce creștinul numai în Hristos. Și această rugăciune ne învață și ne vindecă neputințele și ne călăuzește pe cale cum să ducem războiul. Deci nu se adresează celor care nu țin post. Este, marchează, sigur că oricine poate să o citească cu foarte mult folos, dar ea este rostită după anumită rânduială în slujbele Sfântului și Marelui Post al Paștilor. Se rostește odată cu trei metanii după fiecare cerere, celor trei cereri mari, apoi se spun niște stihuri și se fac 16 închinăciuni, după aceea se repetă rugăciunea întreagă și se mai face o metanie mare. Acesta este tipicul în care se rostește rugăciunea. Dar noi putem să o folosim la toată vremea și să o spunem cât mai des, dar în perioada postului. Repet, este o rugăciune pentru cei care s-au angajat în războiul duhovnicesc prin post. De ce? Pentru că duhurile răutăților, ispititorul, diavolul, nu-l atacă pe om așa cum îl atacă în post. În momentul în care noi ne-am hotărât să postim, vrăjmașul se dă pe față. Până atunci el ne atacă și ne păcălește, că nu e dracul chiar atât de negru, dar nici nu există draci, astea sunt superstiții, sau nu contează, de nu fac rău la nimeni. Deci conștiința binelui și răului este amestecată în om până în momentul în care începe să ducă războiul duhovnicesc în biserică, în armata lui Hristos, care este biserica luptătoare, cu ajutorul bisericii biruitoare, care sunt sfinții, și în clipa aceea vrăjmașul își arată, se dă pe față și începe războiul. Așa cum a făcut și cu Mântuitorul. Noi știm că Mântuitorul, după botez, a fost mânat de Duhul în pustie, unde a postit 40 de zile și 40 de nopți și la sfârșit, când a slăbit din cauza postului firea lui omenească, atunci a fost ispitit de diavol. Deci aceasta este ispitirea, rugăciunea aceasta ne ajută să facem față cu bucurie și cu putere ispitirilor specifice nevoinței postului. Rugăciunea Tatăl nostru poate să o spună oricine crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat și că ne-a prezentat nouă pe Dumnezeu ca Tată, Fiul și Duhul Sfânt și ne-a învățat această rugăciune și cererile sunt precise și clare. Și cine zice Tatăl nostru cu perseverență și gândind ce spune, își va pune la un moment dat întrebarea: de ce nu pot eu să fac voia lui Dumnezeu? De ce nu e viața mea pe pământ cum este viața în cer? De ce nu pot să iert? De ce nu simt că Dumnezeu mi-a iertat păcatele? Și punându-și aceste întrebări, va descoperi că e bătut și biruit de niște duhuri rele, duhuri care nu este decât cu post și rugăciune. Și despre care Mântuitorul ne spune că nu este decât cu post și rugăciune. Ori aceste duhuri care nu ies decât cu post și rugăciune sunt numite aici, par foarte mici, par față de mândrie, de sfrânare, de duhurile, duhul trândăvie, ai grijă de multe, ai grijă de stăpânie. Acesta este cuvântul. Mai există și variante în care se scrie stăpânire, dar stăpânirea este acum un înțeles mai mult lumesc și nu, este stăpânirea ca putere civilă. Cei care încep să spună această rugăciune și se o impropriază, fac parte din neamul lui Toma, apostolului Toma, care a pus degetul și a văzut că este Dumnezeu, da? Și a zis atunci, stăpân, s-a dat pe, l-a numit pe Dumnezeu stăpân.
Dumnezeu este stăpânul vieții noastre, este stăpânul nostru, întrucât este izvorul vieții, proniatorul ei, poartă de grijă. Omul însă, urmând de ispita diavolului, dorește să fie autonom și dorește un lucru bun, pentru că Dumnezeu l-a făcut autonom, doar că este autonom înseamnă să -ți fii propria lege, să ai propria lege, tu să fii propria ta lege. Și omul este, dar este independent și autonom cu puterile pe care le-a primit prin creație și care se mențin în funcțiune prin relația directă cu creatorul. Nu poți să scoți un aparat electric din priză și el să rămână ceea ce este când e în priză. Deci eu pot să fiu autonom atâta timp cât rămân în priză. Altfel, dacă vreau să fiu autonom, să mă alimentez singur cu energie, voi muri, voi pieri. Aici este păcăleala pe care ne-a sugerat-o și pe care noi am ascultat-o a diavolului și este foarte înfiptă în noi. Deci omul vechi, omul, ego-ul nostru este foarte convins că eu știu mai bine, că eu pot. Da, aceasta este păcatul neștiinței, patima neștiinței. Nu știu cine sunt, nu știu cât sunt de vulnerabil, cât sunt de neputincios, nu știu că nu sunt stăpânul vieții mele și trăiesc într-o iluzie. Dar în momentul în care eu am intrat în postul mare și vreau să postesc și mă spovedesc și capăt har prin Sfintele Taine ale Bisericii, eu deja știu că Dumnezeu este stăpânul meu și mai ales Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, făcut om. El este stăpânul vieții mele dinăuntru. Eu asta și vreau. Vreau ca înăuntru meu să fiu stăpânită de bucurie, de har, de dragoste, de milă, de corectitudine, adică de iubire, adică de Dumnezeu. Să nu mai fiu stăpânită de impulsurile mele, că nu știu de unde vin și nu știu de ce sunt atât de nesuferită când eu doresc să fiu bun. A fi stăpân înseamnă a conduce pe cel pe care l-ai în grijă către desăvârșire. Ori noi înțelegem că a fi stăpân înseamnă să vrea celălalt, ce vrea șeful. Ori asta este chiar duhul de care trebuie să scăpăm în cele mărugăciune. Deci este vorba de Domnul și stăpânul vieții mele. Este un crez pe care îl rostesc și prin care intru în relație cu Dumnezeu ca stăpân și putere care mi se dăruiește mie în biserică și în care postul mă așează mai temeinic și cu siguranță, îmi dă o siguranță că sunt pe cale, că sunt acasă. Și uneori lucrul ăsta se face cu buzele, ca să zicem așa. Noi rostim rugăciuni și crezul și acesta, un părinte spunea că rugăciunea asta este crezul pocăinței. Deci noi rostim de multe ori ce credem, fără să simțim, fără să fim convinși, ba chiar împotriva unor stări sufletești sau emoționale ale noastre. De ce? Pentru că credința e o putere mai adâncă decât convingerile și decât stările afective sau stările sufletești. Și eu deja am aderat la Dumnezeu și am trecut de perioada aceea a începătorului când, sau a sugarului care se bucură numai dacă papă. Noi nu ne referim aici la vace lene mie să fac treabă. Nu este trândăvia aceasta. Aici e vorba de duhul trândăviei, e vorba de trândăvia minții omenești. Deci este acea adormire, o minte adormită, o minte nesimțită, o minte trândavă. Se împrăștie în toate felurile, nu înțelege nimic, nici nu-i pasă, se mută de la un gând la altul, de la un lucru la altul și din când în când, sigur, devine foarte atent gândul dacă ne iese ceva. Dar al minteri, această risipire, această împrăștiere este nelene, da? Deci suntem trândavi în a face cu mintea noastră ce a rânduit Dumnezeu să facem. Și cum spune Olivier Clément, mintea noastră ne-a fost dată ca să ne bucurăm, să ne uimim. Uimirea este o stare de fericire, o stare de bucurie. La început, plăcerea era o simțire a minții omenești. Prin cădere ea a căzut și mai senzuală. Dar plăcerea este o plăcere a minții. Ori noi o mai gustăm prin starea aceea de uimire, când zice, stă mintea în loc. Da? Și pe care o mai simțim în fața ceva foarte frumos sau foarte bun.
Deci să nu uităm că rugăciunea se adresează celor care au pornit războiul duhovnicesc. Da? Nu vorbim de trândăvia minții celui care nu s-a trezit, care e amorțit, care nici nu știe de ce s-a născut și caută divertismente ca să supraviețuiască, că nu știe ce să facă. Aici e vorba de postitor, e vorba de credinciosul care a pornit războiul duhovnicesc și care spune: a venit postul, uite, acum am să mă rog atâtea ore, am să citesc atâtea rugăciuni, am să fac și am să fiu și eu un om duhovnicesc, am să ajung la... Aici vine Duhul Trândăviei, pe care nu mi-l dă Dumnezeu, dar vedeți cum Sfântul spune: nu mi-l da mie, pentru că am declarat adineori că Dumnezeu este stăpânul meu și stăpânul întregii creații, deci niciun duh al răutății n-ar veni dacă n-ar avea îngăduința de la Dumnezeu. Și atunci noi, gândiți-vă ce credință are creștinul în clipa în care spune că da, Dumnezeu îmi dă mie Duhul Trândăviei. Și ce credință trebuie să nu te superi pe un Dumnezeu care îți face una ca aceasta. Dumnezeu nu ne dă, dar ne îngăduie ca acest Duh să ne ispitească, pentru că numai așa ajungem să ne ridicăm la demnitatea pe care ne-a creat-o Dumnezeu. Deci ăsta este un Duh al Duhul Trândăviei. Și în clipa în care te-ai apucat de rugăciune, spune: vai, dar ce te doare spatele, nu vrei să te întinzi puțin, da? Dar după o zi atât de grea, cât să te rogi, dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. A, și nu toți cei care zic: Doamne, Doamne, se mântuiesc, nu, ci cei care fac poruncile. Și atunci te apucă râvna, atunci ai vrea să speli, atunci ai vrea să calci din dragoste pentru soț, atunci ai vrea să te joci cu copilul, atunci ai vrea... Deci toate acestea, mintea zboară de la una la alta, lucruri nefăcute, poezii nescrise, toate năvălesc atunci. Ori această risipire a minții este făcută de Duhul acestei trândăvii, pentru că cea mai grea lucrare a omului și a minții omenește rugăciunea. Și asta trebuie să te încordezi, să ai deci să faci un efort ca să te poți ruga. Și aici noi să fim atenți că Sfântul ne dă și arma cu care să biruim. Cererile cele punctate în a doua cerere sunt chiar arme. Ce cerem în prima cerere sunt niște trepte ale căderii. Așa, și fiecare treaptă a acestei căderi este însoțită de o armă pe care o cerem de la Dumnezeu ca să le biruim. Așa că prima trândăvia se biruiește cu sabia curăției inimii, spune un părinte. Deci curăția inimii, Duhul, cerem Duhul curăției, nu? Ori noi ce înțelegem prin curăție? Da? Deci mintea noastră ne duce la curăție, mai ales la curăția de gânduri de desfrânare. Nu? Exact. Mai mult întinarea se a intrat în înțelesul cuvântului, mai mult înfrânarea împotriva desfrâului. Ori curăția în sensul în care vorbește aici Sfântul este curăția minții. Curăția minții, adică sărăcia cu Duhul, acea concentrare a minții pe un singur gând. Eu mă rog, pe un singur gând Dumnezeu, pe o singură dorință. Vreau să sărbat cu bine postul, vreau să biruiesc trândăvia de a mă ruga. Uite, mă rog, 5 minute, o jumătate de oră, un sfert de oră, 10 minute, dar acum nu îngădui gândul să se ducă în nicio direcție, sub nicio formă. Și aceasta este curăție. Am păstrat mintea curată de gânduri, deci curăția de gânduri, curăția minții. Aceasta e lucrarea creștinului, să-și curețe mintea de gânduri multe, concentrându-se pe un singur gând și acela sfânt, pe un numele, pe o poruncă, pe un verset din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, și apoi vine curăția inimii. Dar aici e un război al minții pe care îl duce credinciosul în post. Da? Și acesta este, cu asta vom birui. Amână toate aceste performanțe după cele 10 minute de rugăciune. Ai să descoperi că în cele 10 minute n-ai să termin temele pe care le-ai de făcut. Și ce e ciudat e că Duhul Trândăviei ne poate ataca
Și invers, adică poate să ne dea plăcerea de a ne ruga, de a citi multe acatiste, ca nu cumva să facem mâncare, ca nu cumva să facem curat, ca nu cumva să ne ducem la școală, nu mai învățăm pentru că suntem în postul mare și acum eu trebuie să mă rog. Aceasta e sau un călugăr, păi ce, să punem ceapă în grădină, trebuie să ne rugăm pentru că e postul mare. Deci aceasta este, aici îl prindem că e drac. Faptul că ne alungă de la rugăciune și e uimitor, parcă întreaga noastră existență e centrată pe un singur scop, să nu ne rugăm. Da, tot ce facem e să nu ne rugăm. Sau, dacă ne rugăm, să nu iubim, să nu slujim pe aproapele, să stăm ore întregi în biserică, să stăm cu fundulețul pe călcâie, așa, prin biserică și nu ajungem acasă, nu ne pasă că mama e tristă sau că copilul n-a mâncat sau că... Deci toate acestea sunt lucrări ale vrăjmașului pe care le biruim cu curăția minții. Eu nu mă las ispitită de gândurile acestea că trebuie să fac așa sau să fac așa. Eu fac ascultare. Deci curăția minții e dată de ascultare, de iată care e rânduiala slujbelor, iată care e rânduiala rugăciunii, iată care e rugăciunea care place Domnului. Și acum, dacă n-am biruit rândăvia, eu cum o să zic, vai... Din trândăvie n-am reușit să mă rog. Așa ceva nu pot să spun, pentru că eu am nevoie de o imagine bună despre mine și atunci, și o să văd câte grijă am eu, așa cum mi s-a împrăștiat multe, o să cad în grija de multe. Grija de multe este, înainte de a cădea în grija de multe, simțim o deznădejde. Vai, eu nu sunt duhovnicească. Eu nu pot să mă rog. Eu nu sunt bun, nu sunt ales, nu sunt... Și atunci, ca să scap de această deznădejde, mă repet în afară. Păi nu sunt pentru că mama nu mă lasă, nu sunt pentru că soțul meu nu e credincios, nu sunt pentru că biserica nu se ocupă de așa, nu sunt pentru că societatea asta, uite ce ispite scoate, și devenim reformatori. Ne judecăm pe toți, aici intră toți acei mari reformatori ai bisericii, toți care au pornit să schimbe ceva din punct de vedere religios, au făcut-o pentru că n-au putut să se roage și n-au putut să îndure această înfrângere lăuntrică. Și deci grija de multe este o deznădejde camuflată. Cel care este foarte agitat să facă multe și să realizeze multe și să publice și să așa, de fapt, îi simți deznădejdea. Când cădem în asta, simțim că de desubt te deznădejdea, că sunt un ratat, că n-am făcut nimic, că ce mă fac. Această deznădejde vine tocmai de la faptul că n-am făcut acel ceva important, să fiu în contact cu Dumnezeu. N-am transformat viața mea în rugăciune. Nu e vorba numai de că nu m-am rugat dimineața și seara sau n-am făcut rugăciuni fără de care nu se poate. Dacă nu mi alimentez Duhul prin rugăciune, eu nu pot să fiu propriu-zis om. Nu am cum. Dar în același timp eu trebuie să devin rugăciune, eu trebuie să tind către rugăciunea permanentă și mi se pare că așa ceva nu se poate, atunci eu cad în deznădejde, mi-acopăr imediat deznădejdea cu grija de multe, da. Și se crea așa acum cu ce o tratez? Cu smerenie, da. Deci după curăție cu care biruiam trândăvia, acum avem gândul smerit cu care putem să biruim această grijă de multe și atunci, trebuie să alung Duhul acesta care îmi spune trebuie să fii cineva, trebuie să te realizezi, trebuie să se știe de tine, nu trebuie să te pierzi. Ori eu trebuie să vin cu gândul smerit, dar cine sunt eu? Eu nu aflu cine sunt eu, identitatea mea nu e în mine, nu e în părerea mea despre mine și nici în părerea celor din jur, ci e în Hristos. El, la timpul cuvenit, o să spună cine sunt și ce sunt eu. Și eu să mă ocup de păcatele mele. Deci în clipa în care vreau să reformez lumea, să spun, uite ce fac preoți, ia uite ce fac episcop, ia uite ce face biserica, eu să zic, ia uite ce fac eu. Nu m-am rugat, nu m-am spovedit, am mințit, am furat, am trândăvit, deci nu, mă concentrez pe mine. Ori această întoarcere către mine mă obligă să văd niște lucruri rușinoase, niște lucruri urâte, niște lucruri de care am fugit judecându-i pe ceilalți, nu? Și acuzându-i pe ceilalți. Și în clipa aceasta eu sunt împins către smerenie. Deci asta este foarte greu să ne smerim. Foarte greu să avem gând smerit să zicem, dar eu atâta pot. Deci vedeți, eu nu pot să ajung un isihast.
Nu pot să zic rugăciunea inimii, să zică inima și eu să stau să o ascult. Dar eu pot să zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă, de câteva sute de ori pe zi. Pot să zic, nu pot să stau o oră să spun asta în tăcere, dar pot să stau 5 minute și după aceea pot să spun când mă spăl pe dinți, când mă încalț, când aștept tramvaiul. Deci când fac toate, eu pot să fac asta. Atâta pot eu. Atâta pot eu este gândul smerit, că trebuie însoțit imediat, Doamne, Tu poți mai mult. Când Tu vei voi și cum știi Tu, vei face acel mai mult cu mine, în mine. Da? Și aici intră și cuvântul Sfântului Siluan, că țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, nu? Deci iată ce e în mintea mea, uite ce e în viața mea, asta e iadul curat. Dar eu nu deznădăjduiesc, de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, pentru că eu fac puținul pe care pot să-l fac.